O să vorbim de istoria de proiect și cum a fost creat Tinesol, oamenii de la SMEA și Romi Civic, așa se numește cealaltă firmă. Romi Civic și SMEA s-au întâlnit și au decis ca să creeze Tinesol. Proiectul a primit în fiecare an aproximativ 30 de tineri în serviciu civic. Marea majoritate dintre care locuiau în pleațuri, mahalale, dar spunem pleațuri. Acești tineri au pus la cale diverse acțiuni de solidaritate cu locuirile pleațurilor. Din regiunea Parisului, întâlnirea dintre SMEA și Romi Civic au avut loc în cadrul organizării de formare pentru acești tineri. Astfel, în timp de 4 ani, activiștii au mers să petreacă una-două săptămâni pentru a însuți în dobândirea elementelor de bază ale animației cu copiii, astfel încât aceștia să fie mai bine echipați în acțiunile lor pe terene, pe plațuri, adică. Concurbația Nantes a fost al doilea teritoriu după regiunea Parisului, unde numărul migraților din Europa de Est, care locuiesc în mahalale, au fost cele mai mari. Mahalale, mai vă explic o dată, înseamnă pleațuri de caravane. Pe baza acestei experiențe și acestor. Constaterii am decis ca să ne întâlnim cu colectivul RomEurope pentru a avea imagine mai bună asupra situațiilor locale și pentru a discuta posibile acțiuni care ar putea fi împlinite. Da, acolo s-a născut dorința de a infinița ceea ce se numea atunci Romi Civic al atunci Romi Civic în aglomerația Nantes, adică un proiect inspirat din proiectul Perizan, dar adaptat realității adică oamenii care locuiesc în Nantes. Acest va lua numele Tinesol în primul său an de experiență. Tinesol, tinerii solidari. Și în acest caz vă explic puțin cum Tinesol a fost creat. Sunt mai multe asociații care s-au implicat și au intrat ca să creeze Tinesol.